Această rețetă se adresează persoanelor care au avut o experiență neplăcută, ca să zic așa, cu sushi, pentru că nu le-a plăcut peștele crud. Deci dacă nu-ți place peștele crud sau sushi cu pește crud, rețeta asta este pentru tine. Salutare și bine te-am găsit! Astăzi vreau din nou să te inspir. O să fac sushi în tempura. O să-ți arăt în minutele ce urmează modul de preparare, așa că rămâi cu mine și dacă îți place ceea ce vezi, abonează-te pentru că vor urma și alte rețete interesante. Pentru această rețetă o să am nevoie de pesmet, pe care eu îl fac în casă din pâine uscată, orez, fie el pentru sushi special sau orez cu bob rotund, o bucată de somon, cremă de brânză Philadelphia sau orice altă cremă de brânză, oțet și mirin. Pentru fiecare 100 de grame de orez, 3 lingurițe de oțet și 3 de mirin. Dacă nu găsești mirin, la fiecare 3 lingurițe de oțet pui o linguriță de zahăr, foi de alge, iar pentru tempura o să am nevoie de 3 linguri cu vârf de făină, o lingură de amidon, un gălbenuș de ou și apă rece de la frigider, dacă se poate să fie chiar și cu gheață în ea. O să încep cu orezul, pentru că acesta va trebui să fiarbă și să se răcească, așa că îl spăl, îl pun într-o cratiță și adaug peste el dublu cantitatea de apă. Un praf de sare, îi pun capacul și îl las să fiarbă la foc mediu până când acesta absoarbe toată apa și devine pufos. Între timp o să pregătesc peștele, o să încerc să-l tai cât de cât bucății la fel. Cam atât de groase. După ce l-am tăiat în bucăți, o să îl dau deoparte până când orezul este gata. Când orezul a fiert, o să-i adaug oțetul și mirinul sau oțetul amestecat cu zahăr. Amestec. Am să-l gust, să văd dacă îi mai trebuie oțet. Să-i mai pun puțin oțet. Aici depinde de gustul fiecăruia. Mai mult sau mai puțin oțet sau la fel și cu zahărul. Dar cantitatea de 3 lingurițe de oțet și una de zahăr la 100 de grame de orez mie mi se pare suficient. Și gata. Trebuie doar să las orezul să se răcească, atâta încât să pot lucra cu el, după care o să mă apuc de sushi. Când orezul s-a răcit, pot să mă ocup de sushi. Am să iau o foaie de algă, pun orez peste ea, îl întind bine. Am să mă asigur că orezul este cât mai uniform. Când orezul este întins bine pe toată suprafața foii, am să pun somonul, crema de brânză, și îl rulez cât de bine pot eu. Eu nu folosesc acel bambus pentru a întinde. Mi se pare că se poate destul de ușor și cu mâna. Și sushi este gata. O să continui până când termin orezul. Foi am destule. Am terminat de rulat sushi. Acum o să pregătesc tempura. Am să pun făina într-un bol, amidonul, gălbenușul de ou, un praf de sare, le amestec cu untel,
După care încep să incorporez apa foarte rece, după cum am zis, de la frigider, chiar să aibă și puțin de gheață în ea. Amestecul pe care vreau să-l obțin este asemănător celui de clătite, așa că am să pun apă până când voi obține rezultatul dorit. Am obținut consistența dorită. O să-l pun acum într-o caserolă în care încape sushi. Într-o altă caserolă am să pun pesmetul. Am să fac acum un sushi doar pentru a-ți arăta, dar treaba asta ar trebui făcută la aragaz. Până atunci tempura trebuie să stea în frigider, trebuie să fie foarte rece, iar când uleiul este încins, faci ceea ce fac eu acum. Sushi îl trec prin tempura. Apoi prin pesmet. Îl scutur bine de pesmet și este gata pentru a fi pus în tigaie. Pun o tigaie la foc iute, cât uleiul să ajungă la temperatura între 180 și 190 de grade. Adaug în ea ulei. Putem să îi prăjim și în baie de ulei, dar atâta timp cât uleiul ajunge până la jumătatea rolei de sushi este suficient pentru că îl voi întoarce. Când uleiul s-a încins bine, adaug sushi. Și îl rumenesc bine pe ambele părți. Mi-a mai rămas și somon, așa că o să fac același lucru și cu somonul. O să-l trec prin tempura și o să-l pun la prăjit. Când sunt gata, am să-i scot pe un platou cu o hârtie de bucătărie pentru ca să absoarbă uleiul. Când s-a răcit, îl pun pe tocător și îl tai rondele. Și este gata. Pun lângă sos de soia. Și cam asta este tot. Este foarte bun, se face repede și dacă nu-ți place peștele crud, aceasta este varianta care cred eu că o să-ți placă. Aștept să-mi lași un comentariu, să-mi spui părerea ta. Acum nu-mi rămâne decât să spun poftă bună și te aștept și la următoarea rețetă.